O ediție specială în această seară cu un invitat special, domnul Viorel Cataramă, prim vicepreședinte PNL, sector 2, pe care îl și salut. Bună seara! Bună seara! Vom discuta, bineînțeles, în această seară despre subiectul zilei, subiectul săptămânii. După decizia CCR, iată, sunt tot felul de reacții, în vreme ce cei de la PNL fac scut în jurul Laurei Codruța Kövesi și domnul Viorel Cataramă, care este un lider important din PNL, spune că președintele României, Klaus Iohannis, ar trebui urgent să o demită pe Laura Codruța Kövesi și exact așa cum a cerut Curtea Constituțională. O să ne explice imediat domnul Cataramă care sunt motivele pentru care face opinie separată față de partidul din care face parte. Până una alta, să dăm și două informații de ultimă oră, domnule Cataramă, cu bunăvoința dumneavoastră, pentru că iată un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiază în București. Mai multe locuințe și anexe au luat foc, iar flăcările s-au extins pe o suprafață de sute de metri pătrați. Pompierii încă intervin cu 17 autospeciale pentru a stinge focul. Cu mai multe detalii vine în continuare domnul Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București. Bună seara, domnule Vasile. În ce stadiu este intervenția și dacă mai ard și acum casele? Bună seara. În acest moment incendiu este localizat. Nu mai există pericol de extindere a incendiului la vecinătăți. În continuare se lucrează pentru îndepărtarea acoperișului. Într-adevăr, sunt pagube semnificative. Sunt cel puțin 6 corpuri de clădiri care sunt distruse în diferite proporții, pentru că incendiul a avut o manifestare foarte intensă. De menționat totodată că la fața locului autospecialele au acționat atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru protejarea vecinătăților. Vorbim de o zonă doar de locuințe, cu perete comuni, fapt ce a și favorizat, de altfel, propagarea incendiului. Putem spune că este cel mai puternic incendiu pe care l-am avut în acest an manifestat la locuințe. Câte persoane au fost evacuate? Cea mai mare parte dintre locatari s-au evacuat în momentul în care au observat producerea incendiului. Unii dintre ei chiar au încercat să stingă incendiul cu mijloace proprii, însă este în mod evident faptul că nu au putut face acest lucru. Din nefericire, există o persoană care prezintă tăieturi la nivelul membrelor inferioare și a fost asistat medical de pompieri smurt, și alte două persoane cu expunere la fum și atac de panică, de asemenea, fără probleme deosebite, nu vor fi transportate la spital. Se știe ceva despre cauzele incendiului? În acest moment nu cunoaștem cauzele, dar primele imagini arată faptul că incendiul s-a dezvoltat de la nivelul acoperișurilor și tot acesta a fost și modul de propagare, pe orizontală, la nivelul acoperișurilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Daniel Vasile, pentru toate aceste precizări. Mergem mai departe. Anunț șoc din Parlament. Peste 6 milioane de români au fost interceptați în perioada 2005-2016, a afirmat președintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații, Claudiu Manda. Mai mult, în anul 2012, toți membrii guvernului au fost interceptați pe mandate de siguranță națională. SRI îl contrazice pe Manda și precizează că aproape 21.000 de persoane au fost înregistrate, nici vorbă de 6 milioane. Avem o creștere a mandatelor de securitate națională de la 1.395 în anul 2005 până la 3.701 mandate în anul 2013, adică aproape de 3 ori față de anul 2005. Vorbim de minim sau de o medie de 20 de persoane sau de posturi interceptate. Putem să gândim că au fost mai mult de 6 milioane de oameni, de persoane care au fost interceptate în toată această perioadă. Claudiu Manda, președintele Comisiei SRI din Parlament, spune că cifra de 6 milioane se referă numai la mandatele puse în aplicare de SRI, dar au mai existat și alte mandate puse în aplicare de DNA, iar în aceste condiții, numărul celor interceptați ar putea fi mult mai mare. Manda a anunțat că membrii Comisiei vor solicita Serviciului Român de Informații să le pună la dispoziție documentele care să rezolve problema interceptărilor, pentru că românii și Parlamentul trebuie să afle dacă mandatele au restricționat drepturile persoanelor. Am fost sesizați la comisie că exista, spre exemplu, în anul 2012, aproape tot guvernul monitorizat sau, mă rog, interceptat pe mandate, fie că vorbim de securitate națională, fie de supraveghere tehnică, și la nivel de Parlament se spunea la un moment dat de minim 100 de parlamentari, dintre cei mai importanți și vocalii parlamentari.
De asemenea, președintele Comisiei SRI a precizat că mandatul de interceptare cu cea mai lungă durată se regăsește în dosarul Strutinski, care a fost interceptat 6 ani. Cel mai mare grup de persoane interceptate se regăsește în dosarul Tăricianu. Se pare că una dintre categoriile vizate era și cea a avocaților. Într-adevăr, au fost înregistrați în diverse cauze penale și avocați. Acum a fost folosit un temei de drept din codul de procedură penală care permite înregistrarea avocaților. Spune textul de lege că nu poate constitui obiectul supravegherii tehnice. Venim cu o precizare, cu o excepție, și anume decât în ipoteza în care există date că avocatul săvârșește ori pregătește săvârșirea unei infracțiuni. Președintele Comisiei SRI a declarat că așteaptă de la SRI un răspuns, iar acesta a venit imediat. Serviciul Român de Informații neagă numerele vehiculate de Claudiu Manda și spune că, de fapt, doar câteva mii de oameni au fost interceptați, nu 6 milioane, așa cum susține președintele Comisiei SRI. În perioada 11 decembrie 2004, 16 februarie 2016, numărul total de mandate de securitate națională solicitate de Serviciul Român de Informații a fost de 28.784, din care 9.292 inițiale. Numărul de persoane a căror drepturi și libertăți au fost restrânse în condițiile legii, în baza autorizației eliberate de judecătorii înaltei curți de casație și justiție, a fost de 20.907. Pentru un număr de 17.182 de persoane, aceste măsuri au fost prelungite câte 3 luni în condițiile legii. Mai mult, Serviciul Român de Informații spune că aceste date au fost puse la dispoziția Comisiei de Control a SRI la solicitarea acesteia încă din noiembrie anul trecut. Și tot SRI anunță desecretizarea protocolului cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig, este cel care a demarat procedura de desecretizare a acestui protocol semnat în anul 2009, a informat SRI printr-un comunicat. Serviciul Român de Informații a trimis documentele pentru a fi consultate și validate de către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de către Înalta Curte de Casație și Justiție. DNA a reacționat după decizia Curții Constituționale de miercuri, prin care se cere revocarea din funcția șefei instituției, Laura Codruța Chioveși. Ce mesaj au transmis procurorii, ne spune Alina Sorocean. Bun găsit, a venit astăzi o primă reacție din partea reprezentanților DNA după decizia Curții Constituționale. Aceștia susțin că este momentul unui semnal de alarmă și își exprimă îngrijorarea față de afectarea statutului independenței procurorilor. În același timp, reprezentanții DNA susțin că, fără garanțiile legale existente în prezent, lupta împotriva corupției nu ar fi fost posibilă, iar pierderea acestor garanții ar putea să afecteze investigațiile procurorilor. Iată un prim punct de vedere extrem de important. În schimb, președintele Klaus Iohannis astăzi nu a dorit să discute pe acest subiect și este foarte posibil ca următoarele 2 zile să nu se întâmple, având în vedere că pleacă într-o vizită în Germania. Are la dispoziție președintele Klaus Iohannis 3 variante, putem spune. În primul rând, ar putea să emită un decret de revocare a șefei DNA, însă nu știm când, pentru că decizia cu Constituționale nu impune un termen în care președintele trebuie să facă acest lucru. A doua variantă ar fi ca președintele să o revoce pe șefa DNA, însă să o lase interimar, iar a treia variantă ar fi organizarea unui referendum prin care președintele Klaus Iohannis să îi întrebe pe români dacă sunt de acord sau nu ca ministrul justiției să propună, dar și să revoce șefa DNA. Iar scena politică a luat foc după decizia Curții Constituționale a României, care cere revocarea din funcția șefei instituției, Laura Codruța Chioveși. Liderul PNL, Ludovic Orban, a desființat CCR și a afirmat că aceasta nu-l poate obliga pe președintele României să o demită pe șefa DNA, așa cum a solicitat ministrul justiției, Tudorel Toader. De partea cealaltă, socialdemocrații salută decizia CCR și așteaptă ca Laura Codruța Chioveși să dispară de la conducerea DNA. Mai mult, Florin Iordache propune și un termen în care Iohannis este obligat să o revoce pe Chioveși, 30 de zile. 6 cetățeni români care exercită temporar atribuțiile de judecători ai Curții Constituționale
au instrumentat o decizie care îmbracă caracterul unei lovituri de stat și care pune în pericol democrația României și care afectează Constituția României. Președintele PNL a afirmat de asemenea că decizia luată de CCR este neconstituțională și nu poate fi luată în considerare. Din același partid avem păreri diferite. Viorel Cataramă, prim vicepreședinte al PNL Sector 2, susține că președintele Klaus Iohannis trebuie să o demită cât mai repede pe șefa DNA, Laura Codruța Kövesi. În acest moment lucrurile sunt clare. Președintele Klaus Iohannis trebuie să o demită din funcție pe Laura Kövesi, cu cât mai repede, cu atât mai bine. În ultimul timp se observă tot mai frecvent în spațiul public un fenomen de o gravitate extremă. Tot mai mulți politicieni, reprezentanți ai societății civile sau jurnaliști aleg să respecte regulile democrației numai atunci când le convine. Când nu, promovează sau militează pentru acțiuni specifice regimurilor totalitare, dictatoriale. Orice prelungire a stării de incertitudine legată de viitorul doamnei Laura Kövesi agravează boala societății și abate atenția opiniei publice de la gravele probleme de natură economică sau socială cu care se confruntă țara noastră. Președintele Comisiei Speciale pe Legile Justiției, Florin Iordache, susține că președintele Klaus Iohannis ar avea la dispoziție 30 de zile pentru a o revoca din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kövesi. Socialdemocrații sunt siguri că Iohannis nu o mai poate salva pe șefa DNA și va fi nevoit să respecte decizia CCR. Președintele, din punctul nostru de vedere, după ce va fi promulgată și va apărea motivarea la decizia curții, va avea opțiunea constituțională de a revoca. Președintele este primul care trebuie să respecte Constituția. PSD își dorește cu înverșunare îndepărtarea Laurei Codruța Kövesi de la butoane. Și ministrul de interne, Carmen Dan, îi cere demisia șefei DNA. Demisioneze. E un gest de onoare, aș zice, dar e o analiză proprie pe care unii dintre noi așteaptă să o facă. Oricum există această decizie, oricum știm că este obligatorie și așteptăm de la președintele României să o respecte. Curtea Constituțională a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între ministrul Justiției și președintele Klaus Iohannis, generat de refuzul șefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kövesi. CCR arată că, pentru soluționarea acestui conflict, președintele trebuie să emită decretul de revocare din funcție a procurorului șef al DNA. Iar domnul Viorel Cataramă, prim vicepreședinte PNL Sector 2, și în acest moment opinia separată din PNL în legătură cu chestiunea aceasta, decizia CCR privind revocarea doamnei Codruța Kövesi. Bună seara, domnule Cataramă! Bună seara! Ce v-a făcut să aveți această opinie separată când tot partidul susține cu totul altceva? În primul rând e o informație greșită. Nu tot partidul susține ce a spus domnul Orban. Eu cel puțin astăzi am avut nenumărate convorbiri și marea majoritate a celor cu care am discutat, membrii PNL, susțin punctul meu de vedere. Dar vreau să fac o clarificare înainte. Doamnă, eu am fost unul din cei care am susținut cu fermitate ca doamna Codruța Kövesi să rămână în fruntea Direcției Naționale Anticorupție. Mi s-au părut argumentele domnului președinte Klaus Iohannis pertinente. Deci, până la decizia curții, am susținut și am considerat că sunt suficiente argumente ca doamna Kövesi să-și continue activitatea în fruntea DNA-ului. În momentul în care însă avem o decizie a curții constituționale, lucrurile sunt clare. S-a terminat orice discuție. Ce cred eu, ce credeți dumneavoastră, ce crede domnul Orban, nu mai are niciun fel de importanță. Dacă vrem să respectăm democrația pentru care au murit oameni în decembrie 89, trebuie să respectăm regulile democrației și când ne plac, și când nu ne plac. Nu numai când ne plac. Decizia este obligatorie și președintele trebuie să respecte decizia și să o demită pe doamna Kövesi. Nu că există argumente, ci pentru că așa a spus Curtea Constituțională și într-o democrație trebuie să te supui hotărârilor prevăzute de lege. Fără alte discuții. A prelungi această dezbatere, a aduce tot felul de argumente pro și contra, nu face decât să trecem sub tăcere gravele probleme cu care se confruntă România din punct de vedere economic și social. Da, dar pe de altă parte, domnule Cataramă, dumneavoastră sunteți de acord să avem un președinte de decor, un om care nu are absolut niciun fel de puteri, pentru că observăm că politica celor de la PSD cam asta este, să-l aducă pe președinte să fie pur și simplu un personaj de decor. Doamna,
trebuie să vedeți că această politică n-a început de 2-3 ani. Această politică a început de mai bine de 10 ani, în timpul președintelui Băsescu, când toată lumea încerca sub o formă sau alta să ia din atribuțiuni. Mi-aduc aminte că se striga lovitură de stat când a fost referendumul. Curtea Constituțională l-a validat. În general, am avut parte, cred că de 14 ani în România, de dispute nesfârșite între Parlament, Guvern și președinția României. Fie că s-a numit Klaus Iohannis președinte, fie că s-a numit Traian Băsescu. Este o consecință a fragilității legilor care există în România și a faptului că orice lege se modifică după bunul plac a unor indivizi sau unor partide la un moment dat. Nu ar fi un moment bun acum pentru modificarea Constituției? De exemplu, lumea vorbește, sau lumea, anumite voci vorbesc despre referendum. Poate chiar președintele va veni cu această variantă. Un referendum prin care să se propună modificarea Constituției, pentru că este interpretată și reinterpretată până când nu mai înțelege nimeni nimic ce rol are fiecare instituție în această țară. Un referendum e oricând binevenit, dar vă reamintesc că au mai fost referendumuri în România validate de Curtea Constituțională și care nu s-au pus în aplicare. Cel din 2009 cu 300 de parlamentari. Da, Parlamentul nu a pus în aplicare o decizie definitivă a Curții Constituționale. Vedeți, la un moment dat când îți convine, pui în aplicare o decizie a Curții. Când nu-ți mai convine, nu pui în aplicare. Faptul că lumea nu vrea să respecte regulile democrației, și vorbesc aici de politicieni, reprezentanți ai societății civile, jurnaliști chiar, și care prin activitatea lor nu fac decât să îndrepte România către haos, ne arată că avem o mare problemă. Referendumul e binevenit, dar sunt o mulțime de alte lucruri care trebuie clarificate în Constituția României și în legislația din România. Noi astăzi trăim într-o confuzie maximă, dar până una alta, legea e foarte clară. Ai o decizie, o pui în aplicare, nu mai comentezi, nu mai discuți. Asta e legea, asta e democrația, doamnă. Când George W. Bush a câștigat alegerile contra lui Gore, Al Gore, poate avea și Al Gore motive să conteste. În momentul în care Curtea Supremă a Statelor Unite a spus ceva, s-a terminat orice discuție. Asta e democrația. Mă întorc la PNL pentru că iarăși, atunci când opoziția ar trebui să fie unită, din nou sunt disensiuni. Da? Dumneavoastră spuneți că nu sunteți o voce singulară, care nu sunteți de acord cu ce spune Ludovic Orban, care vorbește de lovitură de stat și așa mai departe, lucruri extrem de grave. Păi doamnă, dacă vorbește de lovitură de stat, mi-e frică să nu mai avem o nouă plângere penală împotriva membrilor Curții Constituționale pentru lovitură de stat, pentru că lovitura de stat e o chestie foarte gravă. Vă dați seama în ce ridicol ajungem? O să trimitem acum la... După ce s-a întâmplat cu doamna Dăncilă, mai facem o plângere penală pentru lovitură de stat, nu? Și așteptăm să vedem dacă nu cumva se întâmplă ceva. Deci să înțeleg că domnul Ludovic Orban din nou a vorbit pe persoană fizică, da? Nu s-a consultat cu membrii PNL atunci când a emis această... Cu toți membrii PNL, fără discuție. Noi nu mai avem de 3 sau 4 luni o ședință a Biroului Permanent Național sau a Consiliului Național. Există numai ședințe ale biroului executiv și acolo sigur că domnul Orban poate să obțină un vot. Dar chestiunea e că nici domnul Orban, nici dumneavoastră, nici eu, nici nimeni nu pot să se opună și nu pot să propage în spațiu public nesupunerea față de o decizie a Curții Constituționale sau a Justiției. Discutabilă, domnule Cataram, în condițiile în care chiar fostul președinte al Curții, domnul Augustin Zegrean, a spus că e total eronată această decizie. Doamne, noi putem să ne dăm cu părerea. Există o singură instituție abilitată să stabilească constituționalitatea sau neconstituționalitatea unei decizii și aia este Curtea Constituțională. Așa e făcută legea. Că membrii Curții Constituționale sunt puși acolo pe criterii politice e vina tuturor partidelor politice care au încurajat un astfel de sistem. Peste tot, în toate structurile statului, sunt puși oameni pe criterii politice. Uite, asta e consecința. Și atunci ce facem? Ne supunem fără să comentăm? Asta este democrația. Trebuie, putem comenta, dar trebuie să ne supunem. Doamnă, dacă instanța vă condamnă pe dumneavoastră la 2 ani de pușcărie, nu se așteaptă motivarea. În 3 ore sau 4 ore trebuie să vă duceți să vă predați. Dacă o instanță
vă condamnă să plătiți 2 milioane de euro în civil, puteți comenta. Poate să comenteze foarte lume, dar trebuie să o executați. Prin urmare, una este să comentezi pe stradă și alta e ca partid politic sau politician de frunte să vii și să încalci drepturile fundamentale ale cetățenilor de a avea parte de democrație. Pentru că în 89, în decembrie, oamenii au murit să se schimbe un regim totalitar cu un regim democratic, să trăim în democrație. Ori democrația înseamnă să respecti majoritatea atunci când ești în minoritate, printre altele. Ce credeți că va face Klaus Iohannis după perioada asta, care presupunem că va fi mai lungă de gândire? Credeți că va emite acel decret cu intrare în vigoare imediată? Doamna, sau ce eu nu știu ce o să facă președinte. Și dacă eu se consider... va ajunge la suspendare în situația în care va refuza să semneze decret? Eu îl consider un om responsabil, un om pe care foarte mulți români se bazează în echilibru puterilor în stat între socialiștii PSD ALDE și cealaltă parte. Este liderul, dacă vreți, informal sau oficial, al opoziției. Eu cred că va da dovadă de multă înțelepciune și va respecta legea. Pentru că aici nu e chestie ce gândești tu. A avut timp să spună, față de argumentele domnului Tudorel Toader, că nu sunt corecte, le-a combătut, a venit cu alte argumente, pe mine m-a convins, dar în acest moment argumentele nu mai contează. Păi da, avem o decizie. CSM a venit cu niște argumente și a dat un aviz negativ. Bănuiesc că pe legalitate, că vedeți, e o discuție, oportunitate sau legalitate. Cei din CSM, care cu asta se ocupă, cu legile, au spus că nu e cazul de revocare și au dat un aviz negativ. Care e firește consultativ. Da, este un aviz, este consultativ. Singura decizie care astăzi contează este decizia Curții Constituționale, care este obligatorie, general obligatorie, și trebuie pusă în practică. Dacă nu, ne batem joc de regulile fundamentale ale democrației, iar societatea românească se va îndrepta spre haos, nu spre democrație consolidată. Ați primit reproșuri din interiorul PNL că atitudinea sau poziția dumneavoastră ajută PSD în bătălia asta, sau PSD-ALDE, să vorbim despre coaliție, care jubilează acum că, iată, în sfârșit vom scăpa de... Nu, doamnă, nemulțumirile membrilor PNL sunt legate de faptul că noi nu discutăm problemele fundamentale economice și sociale ale României și că nu venim cu soluții alternative la nenorocirile pe care le fac socialiștii grupați în PSD și ALDE. Astea sunt nemulțumirile. Lumea, ați văzut și când a fost vorba de plângerea penală, ce discuții au fost. Și astăzi, lumea dorește respectarea democrației. Nu vrea haos, nu vrea dictatură, nu vrea totalitarism. Dar justiție vrea? Justiție lumea vrea, toată lumea vrea justiție. Și ce credeți că se va întâmpla în momentul în care PSD își va planta acolo un om? Pentru că, în sfârșit, democrația pe care dumneavoastră o invocați, asta cere ca puterea care e majoritară să facă niște... Doamne, acțiuni. Putem face scenarii, dacă vreți, procurorul general poate să delege pe perioadă de 6 luni un adjunct, da? Să pot întâmpla foarte multe lucruri. Oricum, mandatul doamnei Chioveși expiră în scurt timp, nu mai durează mult. Prin urmare, nu asta este chestiunea, că vezi, doamne, vine un om plantat politic. Și să spunem că până la urmă ar veni un om plantat politic, dacă astea sunt legile... Păi, țării. Independența legile procurorilor... le-au făcut partidele politice, toate care sunt în Parlament. Până la urmă, independența justiției trebuie să funcționeze. Separația puterilor în stat trebuie să funcționeze. Și cum o să mai funcționeze dacă parchetele sunt subordonate politicului sau ministrului politic de la Ministerul Justiției? Doamnă, în primul rând, dacă, să spunem, doamna Chioveși își dă demisia sau este demisă, urmează să se facă o propunere președintelui pe care o acceptă sau nu acceptă. Da? Nu vine automat. Câte sunt posibilități avize. Are să refuze încă președintele? Dată, doamnă, asta este legea. Putem să schimbăm legea, putem să încercăm să o schimbăm, dar nu putem să încălcăm legea. Trebuie să înțelegem odată că legea o respectăm și când ne place și când nu ne place. Atunci când majoritatea parlamentară face niște legi
care greșite sau care pot avea niște consecințe nefaste. Asupra dumneavoastră vorbiți despre mediul economic, că sunteți mai, aveți expertiză în zona M-au distrus, aceasta. Socialiștii m-au Dar distrus în afaceri. Dar uitați-vă și în zona aceasta a justiției, pentru că lucrează intens pe legile justiției. Opoziția nu are rolul să amendeze atunci când sunt probleme? Sau spunem, le-au făcut legile, noi le respectăm, nu comentăm legile. Ai datoria față de cetățeni și față de țară, că atâta timp cât consider că o lege nu e bună pentru țară, să lupți ca ea să fie adoptată, să faci amendamente, să mergi la Curtea Constituțională, să mergi unde vrei tu, să lupți pe cale democratică ca să preîntâmpini apariția unei legi. Dar, în final, majoritatea hotărăște. Și vreau să vă mai spun ceva. Toate partidele astăzi care sunt în Parlament, poate cu o excepție, au fost la guvernare și au făcut legi. Toate au făcut legile când erau la guvernare să le folosească. După ce n-au mai fost la guvernare, s-au întors împotriva lor. Asta înseamnă că trebuie să schimbăm, dacă vreți, de întemeli clasa politică. Pentru că trebuie adusă o nouă concepție și anume respectarea legii și a democrației. Dar spuneți-mi, celor din PNL le-ar conveni plecarea Laurei Codruța Kövesi de la DNA? Pentru că și în PNL sunt oameni cu probleme penale și cu dosare pe la DNA. Nu doar în PSD. Să fim onești acum. Doamnă, în ultimul timp, societatea românească a fost zguduită de scandaluri de presă și de realități, achitări, multe achitări răsunătoare, depistarea unor procurori care au încălcat legea. Deci oarecum încrederea românilor în justiție a fost zdruncinată, nu mai este aceeași încredere care era acum 3-4 ani. S-au întâmplat o mulțime de lucruri semnalate de dumneavoastră și pe bună dreptate. În acest moment, dacă vreți să rezolvăm problema Curții Constituționale, o idee ar fi să numim acolo numai judecători de la Curtea Supremă, să nu-i mai trimitem pe criterii politice. Care cum ajunge la putere își trimite un om, după care când intră în opoziție țipă că lălaltul este nedemocrat și încalcă Constituția și încalcă legea. Am putea rezolva pe cale legislativă multe din problemele României. PNL ar face asta dacă ar ajunge la putere? Ar face lucrul ăsta sau și-ar planta și PNL niște oameni la Curtea Constituțională să le servească atunci când balanța înclină decisiv? Până acum PNL, ca istorie, și-a plantat oameni în toate instituțiile statului. Vedeți, astea sunt rezultatele. Dar, sigur că putem să zâmbim, dar este de o tristețe maximă. Iar eu, doamnă, sunt sufocat de faptul că și aici și în alte părți sunt considerat cam singurul liberal din Partidul Național Liberal. Nu e adevărat. Sunt foarte mulți liberali care nu sunt poate atât de vocali ca mine, care nu-și asumă responsabilitatea. Doamnă, să vă spun ceva. Dar nu vă e teamă să vă dea afară din partid? Doamnă, pentru respectarea legilor democrației, nu să mă dea afară din partid. Fac și pușcărie. Pentru că mi-am dorit în decembrie 89 să trăiesc într-o societate democratică, după legile democrației, nu după legile totalitarismului sau ale haosului. Și trebuie să respecti aceste legi și când îți place și când nu-ți place. Și când îți convine și când nu-ți convine. Pentru că văd că aveți o opinie total divergentă față de linia partidului. Nu este linia partidului, doamnă. Nu este linia partidului. Spuneți că sunt anumiți lideri care nu sunt de acord cu domnul Orban. Sunt foarte mulți lideri și sunt și mai mulți. De ce nu-i vedem? Nu știu. Nu mă întrebați pe mine. Eu mi-asum responsabilitatea și nu mi-e frică. Nu mi-e frică nici de o sancțiune, nu mi-e frică de nimic altceva, pentru că eu cred în valorile democrației și ale statului de drept și nu abdic de la ele sub nicio formă. Da, aș vrea să vedem și niște reacții externe, pentru că ne-am uitat la ce a spus opoziția, ce a spus domnul Orban, dar să vedem ce spune Ambasada Statelor Unite la București în povestea aceasta, pentru că a reacționat după decizia controversată dată de CCR. Ambasada americană urmărește îndeaproape evenimentele din România, dar nu emite nicio teorie, deoarece, spun americanii, aceasta este o problemă internă a României. Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a emis un comunicat în care a explicat că urmărește evenimentele din România, comentând astfel decizia CCR, care a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între ministrul Justiției și președintele României, generat de refuzul șefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kövesi. Urmărim îndeaproape evenimentele. Aceasta este o problemă internă a României, a transmis Ambasada Statelor Unite la București.
Curtea Constituțională a constatat miercuri existența unui conflict juridic de natură constituțională între ministrul Justiției și președintele Klaus Iohannis. CCR arată că, pentru soluționarea acestui conflict, președintele trebuie să emită decretul de revocare din funcție a procurorului șef al DNA. Ministrul Justiției Tudorel Toader spune că decizia CCR valorifică principiul constituțional potrivit căruia procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției. Toader mai susține că șeful statului nu are nicio abilitare legală pentru evaluarea competențelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul Justiției. Doamna Cataramă, ce vă spune această atitudine rezervată din partea ambasadei americane, care de fiecare dată dădea un semnal de alarmă sau trăgea un semnal de alarmă în ceea ce privește evoluțiile din România? Acum spune, e o problemă internă, nu ne privește. Păi, doamnă, asta înseamnă democrația. Atâta timp cât se discutau pe argumente pro și contra, Statele Unite au susținut-o pe doamna Kövesi. Am făcut parte din aceeași armată, chiar și eu. Dar în momentul în care s-a pronunțat o decizie, și în America, și peste tot, lucrurile s-au închis, nu se mai discută. Se pune în aplicare. Este cea mai mare democrație care ne arată, negru pe alb, ce înseamnă democrația adevărată. Să respecti legea și legile țării. Comisia Europeană, de asemenea, are o reacție la decizia CCR. Comisia Europeană nu comentează deciziile curților naționale, dar monitorizează lupta anticorupție prin mecanismul de cooperare și verificare pe justiție. Vedeți, cei de la PSD au încercat multe metode pentru a ataca și legile justiției și ce se întâmplă la Direcția Națională Anticorupție cu anchetele și control pe procuror și așa mai departe. Ei, asta, prin acest instrument numit Curtea Constituțională, au închis jocul, practic. Acum, noi ce să facem de pe margine? Să spunem, asta este situația, dacă și-au pus oamenii acolo și s-a dat decizia, asta nu mai comentăm, ne supunem că e democrație. Sau totuși încercăm să găsim niște soluții, pentru că vom ajunge în situația în care nu se vor mai face anchete. Dumneavoastră ați putea ajunge, să zicem, președintele PNL. Cum ar fi să fie un adversar de al dumneavoastră ministrul justiției și să vă pomeniți cu tot felul de anchete dictate de la Ministerul Justiției? Doamna, vedeți, dumneavoastră a stat răspunsul în întrebarea. Noi putem face pentru viitor multe lucruri. În primul rând, ar trebui să scoatem politicul cât mai mult din toate instituțiile statului. Să nu mai numim la CNA oameni pe criterii politice. Știți că asta nu e posibil. Dacă eu aș fi președintele PNL-ului, PNL-ul ar milita pentru așa ceva. Așa funcționează politica în România. Da? Nivel de școală primară, la Curtea Constituțională, păi, vedeți, și atunci ne plângem de consecințele politicii noastre, pe care o acceptăm cu toții și nici măcar nu luptăm să o schimbăm. Da, PNL propune altceva? N-am văzut această variantă. N-am văzut să spună din momentul în care PNL va veni la conducere, nicio funcție nu va mai fi politică. Doamnă, din păcate... Doar Parlamentul, Guvernul și ce din mai păcate, politic. Și o spun cu foarte multă tristețe, Partidul Național Liberal nu pune nimic în loc la critica socialiștilor grupați în PSD și ALDE. Nu luptă împotriva aristocrației, privilegiilor aristocrației bugetare. Nu luptă împotriva discriminărilor la care este supus sectorul privat prin descurajarea exporturilor de către socialiști de conivență cu Banca Națională și de încurajarea importurilor, de distrugerea economiei românești. Nu se pune nimic în loc. Din păcate, și o spun cu tristețe, și dacă ați văzut, de fiecare dată când apar în spațiu public, eu vorbesc de aceste probleme. Și eu le spun foarte clar și răspicat că electoratul românesc, anti-PSD, antisocialist, așteaptă niște măsuri de dreapta pe care, în acest moment, din păcate, Partidul Național Liberal nu vrea, nu este convins, nu poate să le ia. Și asta dăunează opoziției și se vede în rezultatele sondajelor de opinie. Credeți că se poate ajunge la o criză politică în situația în care președintele Klaus Iohannis va tot amâna să ia o decizie, mai ales că cei de la Curtea Constituțională nu au spus în ce termen sau care e limita până când se poate pronunța sau poate semna decretul? Doamnă, ar fi culmea ca cei de la Curtea Constituțională să ne spună de câte ori putem să mâncăm pe zi, de câte ori trebuie să facem. Eu cred că domnul Klaus Iohannis este un democrat convins și un democrat convins fiind va respecta legea. Deci domnul Klaus Iohannis, am ferma convingere că va respecta legea și respectarea legii va duce la o normalitate în România.
Și cum credeți că va arăta lupta anticorupție acum în mâinile, total în mâinile PSD? Dar nu e lupta anticorupție total în mâinile PSD. Procurorul general al României rămâne același. Dacă să spunem că se schimbă doamna Chiuve și va fi numit un interimar de către procurorul general, care nu poate fi suspectat de mari afinități față de socialiști de PSD, prin urmare, lupta anticorupție trebuie și va continua cu aceiași procurori, cu aceleași legi sau poate cu legi schimbate, mai bune, Doamne ferește să nu fie mai proaste, și lupta anticorupție va continua. Dar de ce credeți că s-a impus toată nebunia asta? Acum doamna Chioveși mai are un an de mandat. Eu n-am mai văzut, dacă dumneavoastră ați văzut în ultima perioadă anchete răsunătoare și bombe din astea la DNA, n-am mai văzut nimeni. E liniște totală la DNA. Nu mai reprezintă niciun fel de pericol. Chiar și cu doamna Chioveși acolo. De ce e atâta nebunie și atâta concentrare în direcția asta când doamna Chioveși mai are, cât mai are? Până în mai, 16 mai 2019. Un an. Vă răspund, doamnă. Pentru socialiști, PSD și ALDE, este o pâine caldă de mâncat, pentru că se discută numai despre justiție și nu se mai discută despre problemele României. Păi ei pot înțelege că ei vor să discute ceva care oricum nu îi afectează electoral. Și atunci duc această dezbatere, dacă se poate, până la viitoarele alegeri, ca să nu discutăm economie, ca să nu discutăm probleme sociale, să nu discutăm problemele sectorului privat, discriminările care sunt și așa mai departe. Ceea ce nu înțeleg eu, partidele din opoziție, de ce cad în această plasă? De ce discută la nesfârșit și de ce intră pe un limbaj oarecum isteric pro-justiție, când cei care pot recepta un astfel de mesaj isteric sunt undeva la 10, 12, 14% din electorat. Asta nu pot să înțeleg eu. Și atunci să nu-i băgăm în seamă dacă sunt 10%? Încă o dată, 10, 12, 14%. Dacă luptă pentru încălcarea democrației, pentru schimbări ilegale, pentru pedepse ilegale, trebuie să fie pedepsiți și trebuie să li se dea replica. În România nu putem accepta sub niciun motiv, din niciun interes personal sau de grup, încălcarea legii sau a legilor democrației. Pentru asta au murit oameni, pentru asta s-au sacrificat strămoșii noștri și noi avem datoria să milităm pentru respectarea legii, doamnă, și a legilor democrației. Ce e așa complicat? Da, mulțumesc foarte mult, domnule Viorel Cataramă, pentru prezența alături de mine în această seară și pentru mesajele acestea pe care le-ați transmis. Să vedem dacă și cei din PNL vor avea o reacție, pentru că sunt opinii separate, ceea ce până la urmă ține și de democrație. Sunt foarte mulți oameni în Partidul Național Liberal. Dar vă vedeți viitorul în PNL, chiar dacă aveți aceste opinii diferite? Eu sunt membru în Partidul Național Liberal, funcționez, acționez și îmi desfășor activitatea la organizația sectorului 2, particip la ședințele organismelor de conducere unde am dreptul să particip și îmi spun aceste puncte de vedere și vă rog să mă credeți. Sunt foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal care împărtășesc ideile mele. Degeaba dacă nu se exprimă și nu-i auzim. Mulțumesc foarte mult, domnule Cataramă, pentru prezență. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Condamnată la CEDO din cauza închisorilor CIA, un presupus terorist care a fost torturat în țara noastră trebuie să primească acum 100.000 de euro. Centrul de detenție CIA s-ar fi aflat chiar în sectorul 1 din capitală, aproape de Gara de Nord. CEDO a constatat că România a găzduit un centru secret de detenție CIA din septembrie 2003 până în noiembrie 2005. Centrul a fost aprobat de fostul președinte Ion Iliescu. CEDO a constatat că România a găzduit un centru secret de detenție CIA din septembrie 2003 până în noiembrie 2005. Curtea a arătat că suspecții Abu Zubaydah și Al-Nashiri au fost ținuți în aceste instituții, iar autoritățile au fost conștiente de faptul că serviciile secrete americane i-ar fi supus la tratamente contrare convențiilor internaționale. Ținând seama de gravitatea extremă a încălcărilor convenției a căror victimă a fost reclamantul și având în vedere deciziile luate în cazuri precedente conform articolului 41 al Convenției Drepturilor Omului, curtea îi acordă reclamantului 100.000 de euro plus orice taxă ar putea fi taxată din această sumă.
se arată în decizia CEDO. Acest centru de detenție ar fi fost găzduit în oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete, situat pe o stradă din sectorul 1 din București, aproape de Gara de Nord. Procurorul General al României, Augustin Lazăr, ar putea fi chemat să dea explicații în fața Senatului României în privința centrului secret de detenție CIA. Acesta a dezvăluit că au fost și alte persoane importante din stat care au fost audiate în acest caz. În cazul închisorilor CIA, când a început ancheta? Știați mai de mult de... În 2012. S-au audiat mai multe persoane în această cauză, persoane importante, cu funcții importante în stat, care cunoșteau, care îndeplineau la data respectivă funcții importante în stat, care au dat o mulțime de detalii în legătură cu modul în care s-au desfășurat lucrurile, însă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară cooperare judiciară internațională. Al-Nashiri, un cetățean saudit de origine yemenită, a fost reținut de către serviciile secrete americane pentru presupusa sa implicare într-un atac terorist în portul Aden asupra distrugătorului american Arleigh Burke. În plus, el ar fi jucat un rol și în organizarea unui al doilea atentat asupra petrolierului francez Hervé Limbourg. Bărbatul ar fi fost închis timp de 18 luni în România. În plus, autoritățile de la București ar fi știut când acesta ar fi fost transferat și în alte locuri de detenție din Afganistan, Polonia sau Lituania. Cazul a fost finalizat fără ca judecătorii să fi putut lua contact cu Al-Nashiri, deoarece acesta este încă deținut de autoritățile americane, arată CEDO. Sauditul susține că a fost victima unei proceduri de extrădare ilegală instrumentată de CIA și a fost închis în centre de detenție secrete de pe teritoriul statelor român și respectiv polonez. Imediat după decizia CEDO, a apărut și o reacție din partea avocatului acestuia. Decizia reprezintă o respingere clară a tentativelor rușinoase ale României de a ascunde adevărul despre găzduirea unei închisori secrete. Este critică pentru sfârșitul impunității în cazul complicității europene la programul de tortură al CIA. Ioan Talpeș, care fusese director al Serviciului de Informații Externe, iar la vremea respectivă era șef al administrației prezidențiale, a avut o reacție dură. Eu, în toate declarațiile pe care le-am făcut, am spus că s-a pus la dispoziția CIA o locație, ceea ce e cu totul altceva. O locație în care se desfășurau acțiuni speciale. România nu a participat la așa ceva ce se invocă astăzi. Nu am aprobat așa ceva. Este o aberație. Nu se poate face aprobarea unei închisori în afara legilor statului. Cred că este puțin probabil ca activități de această natură să se poată derula fără știința statului român decât dacă erau desfășurate în mod ilegal. În mod real, fiecare asemenea activitate era mai menționată. Oficialii români au evitat în repetate rânduri să confirme existența unei închisori secrete a CIA în România. Sediul Partidului Social Democrat Timiș a fost atacat cu sticle incendiare. Persoane necunoscute au aruncat cu cocktailuri Molotov în pereții clădirii PSD. Pe trotuarul de vis-a-vis au fost găsite alte sticle pregătite să distrugă. Socialdemocrații nu cred însă că agresorii sunt oameni de rând. Trei dintre cocktailurile Molotov au fost aruncate pe clădirea PSD și au explodat. Un martor ocular a sunat la poliția locală și a povestit cum un fitil încă ardea. Bărbatul a găsit alte trei sticle incendiare pe trotuarul de vis-a-vis de sediul Partidului Social Democrat. La ora la care a avut loc incidentul, nicio persoană nu se afla în clădire. Poliția s-a autosesizat în acest caz. Sunt camere de filmat, sunt fel convins că reprezentanții poliției vor face toate demersurile pentru a obține toate probele. Nu au mai fost astfel de evenimente. Președintele interimar al PSD Timiș spune că nu va lua măsuri suplimentare de siguranță la sediul de partid în urma celor întâmplate, convins că astfel de incidente nu se vor repeta. Eu cred că contestatarii PSD au toate căile să-și exprime nemulțumirile. Nu cred că astfel de evenimente sunt cele mai corecte și indicate. Dar nu pot să vă spun cine ar putea să fie, așteptăm concluziile poliției. Un teribil accident rutier a avut loc în județul Brașov. Două autoturisme s-au izbit frontal după ce ambii șoferi au încercat depășiri periculoase. În urma impactului violent, unul dintre conducătorii auto și-a pierdut viața. Accidentul s-a petrecut pe DN1 în județul Brașov. Cei doi șoferi veneau din sensuri opuse și au intrat simultan în depășiri, cu toate că în fața lor era un pod și nu aveau vizibilitate. Impactul a fost atât de violent încât bucăți zburate din autoturismele intrate în coliziune au avariat și celelalte mașini din trafic. Întreaga scenă a fost surprinsă de camera de bord montată într-un alt autoturism care trecea prin zonă.
Unul dintre șoferi a murit pe loc, în timp ce alți doi oameni au fost răniți și au fost duși la spital. Al doilea șofer, care a făcut manevra nepermisă, este cercetat pentru omor din culpă. Fântâna Modura și Alea Cariatidelor sunt două monumente reprezentative ale Parcului Regele Mihai I. În anul centenarului Marii Uniri vă prezentăm povestea acestora. La intrarea dinspre piața Charles de Gaulle în Parcul Regele Mihai I se află o serie de monumente reprezentative pentru patrimoniul bucureștean, grupul statuar al Aleei Cariatidelor și Fântâna Modura. Deși cei mai mulți dintre noi le-am văzut de nenumărate ori, puțin cunosc cu adevărat istoria acestora. Parcul Regele Mihai I, cunoscut până de curând sub denumirea de Herăstrău, a fost amenajat în perioada 1936-1939 la decizia regelui Carol al II-lea și a făcut parte dintr-un plan amplu de dezvoltare a Bucureștiului. Inaugurată în 1939, Fântâna Modura a fost și a rămas un simbol al parcului. Monumentul a fost realizat de către sculptorul Constantin Baraschi și amplasat pe Alea Restaurației din Parcul Național Regele Carol al II-lea, așa cum era denumit parcul la acel moment. Bazinul fântânii este realizat din marmură albă, în timp ce sculptura ce reprezintă o fată cu un ulcior cu apă este din bronz. În spatele realizării acestei fântâni se află o poveste legată de Carol al II-lea. În 1930, avionul cu care se întorcea Carol al II-lea a pierdut unul dintre rezervoare și a fost nevoit să aterizeze la marginea satului Vadul Crișului. Acolo o fată l-a servit cu apă din ulciorul ei pe cel care avea să devină rege. Ca semn de recunoștință, Carol al II-lea a dus-o în capitală, unde a devenit parte a suitei regale și chiar a fost model pentru o bancnotă, iar câțiva ani mai târziu și pe o monedă. Numele fetei era Modura, dar a fost preluat și a devenit Modura. În perioada regimului comunist, statuia a fost înlăturată. În anul 2006, fântâna a fost refăcută de către sculptorul Ionel Stoicescu. În imediată apropiere a fântânii se află grupul statuar Aleea Cariatidelor, alcătuit din două șiruri a câte 10 sculpturi așezate pe socluri de beton, acestea completând Aleea Restaurației încă din 1939. Cariatidele le regăsim în special la templele Greciei Antice. Statuile realizate de același Constantin Baraschi reprezintă țărănci îmbrăcate în por popular și cu ulcioare pe cap, din zonele Mușcel și Mehedinți. Ca și în cazul fântânei Modura, grupul statuar a fost distrus în timpul regimului comunist pentru a fi reconstruit în 2005. Intrarea în Parcul Regele Mihai I este învăluită în istorie și simboluri, aceste lucrări de patrimoniu bucurând de fiecare dată privirile trecătorilor. Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Dosar de politician cu Silviu Mănăstire, invitat Traian Băsescu. O seară frumoasă să aveți!